mașinile în acea zonă. Practic, autoturismul femeii bloca ieșirea din parcare. Exact lângă ea a parcat și un bistrițean. Rutieriștii i-au sesizat pe polițiștii comunitari, iar celor doi le-au fost blocate autoturismele. Bărbatul și-a plătit în timp util taxa pentru deblocare, așa că nu i-a fost ridicată mașina. Tânăra însă nu a fost norocoasă. Probabil sunt inconștient să gândești la alte persoane. Mi se pare și normal cum? Nu, nu. Și chiar mi se pare mai normal prin faptul pentru că sunt locuri de parcare. Da. Deci încă sunt locuri și totuși parchează aiurea. Și pe unde veți ieși acum? Păi m-am gândit să încerc pe aici, mi-e față, dar nu, totuși nu, mi-e frică pentru că e zăpadă și s-ar putea să lovesc mașina de treabă. Și o să mă duc înapoi și o să lăsă parcare. Cineva n-a gândit când o parcare. Dacă nu, e, nu poți intra, nu poți ieși. Dumneavoastră aveți mașina aici în parcare? Aici, eu stau de aproape oră. Ca să ieșiți? Ca să ies, n-am pot, eu am, e mașina joasă și îmi sparg șpoile. Nu pot să ies. De cât timp a spus că așteptați? De o oră. De o oră. Aici sunt la 8 și un sfert, așa. Dumneavoastră ați chemat? Nu, n-am chemat. Când am venit era poliția rutieră și poliția rutieră a chemat poliția comunitară. Și ați văzut pe proprietarii mașinilor de aici? Unul dintre ei a venit la mașina asta, au venit și a mers să plătească taxă de blocare, de deblocare și să ia. Femeii nu îi se pare corect ce s-a întâmplat, așa că este hotărâtă să apeleze la instanță. Erau deja în acțiune. Deci mi se pare normal. Mi se pare normal, pentru că nu era niciun semn de interzis și nu am plecat calea de acces, că eu am fost înainte aici, așa am stat decât 5 minute. Da. Din câte am înțeles, aceasta era prima și uitați, mașină, dincolo, de fapt. Dincolo, sunt parcate pe interzis, dar nu reridică, începe cu a mea. Să înțeleg că dumneavoastră ați parcat prima și apoi a venit mașina albă. Și dacă nu sunt locuri de parcare, aici nici nu am văzut interzis și am mai văzut o grămadă de ori. Ați mai pățit așa ceva? Nu, veți plăti amenda? Nu știu, cred că o să merg în instanță, pentru că nu mi se pare corect, nu văd niciun semn aici. Vedeți dumneavoastră, mi se pare corect? Cei care rămân fără mașini pentru că le-au fost ridicate, le găsesc pe strada Zefirului numărul 9. Pentru a reintra în posesia autovehiculului, trebuie să plătească o taxă de deblocare în valoare de 50 de lei, dar și o taxă de ridicare a mașinii de 300 de lei. Cazul la care faceți referire este momentan în curs de soluționare. Respectiv proprietara mașinii s-a prezentat pentru achitarea taxei de deblocare, urmând să se deplaseze pe strada Zefirului numărul 9 pentru achitarea taxei de ridicare. În funcție de circumstanțele în care s-a produs incidentul, agentul constatator poate decide să aplice o amendă sau un avertisment. Decizia aparține. Și celălalt conducător auto riscă amendă? Celălalt conducător auto, din câte cunosc la momentul de față, a plătit taxa de deblocare și a fost sancționat cu avertisment scris. De la începutul anului până acum au fost ridicate 68 de autoturisme. Liberalii bistrițeni condiționează votul pentru buget cu o sumă fixă de 10 milioane de lei pentru cele 9 primării conduse de primarii proveniți din PNL, iar PSD și-a reluat atacurile la adresa legii pensiilor, declarând-o neconstituțională. Fostul secretar de stat în Ministerul Învățământului, Doina Pană, se opune pe față modificării vârstei de pensionare. Cu mai multe detalii vom reveni în jurnalul de mâine. Continuăm știrile cu vești bune pentru angajatori și nu numai. AJFM a primit în sfârșit banii pe subvenții și convenții. Bugetul primit din partea Agenției Naționale este cu mult peste așteptările lor. Este foarte, foarte mare vis-a-vis de problemele prin care trecem în acest moment ca și economie. Deci este o sumă bună și ne bucurăm că putem veni astfel să susținem angajatorii în crearea unor noi locuri de muncă. Este vorba despre 4 milioane de lei. La legea 72 avem o... Și la legea 76 împreună, nu? Da, pentru toată subvenții în anul 2010, suma alocată este de 4 milioane de RON. Spre deosebire de anul 2009, când au fost alocate numai 3.700.000 RON. Pentru lucrări publice în interes comunitar, adică banii pentru primării, au fost alocați anul acesta 100.000 de RON, față de anul 2009, când ne-au fost alocați 659.000 de RON, iar pentru contractele de solidaritate socială, pe legea 116, anul acesta am primit 279.000 de RON,
față de anul trecut, 318.000. Sunt legate aceste sume de planul de ocupare pe anul acesta, când și numărul de persoane pe care trebuie sau ne-am angajat că le vom ocupa în anul 2010 pe fiecare articol din legea noastră, cât și celelalte două legi, legea 116 și legea 72, cu elevii și studenții pe timp de vară angajați. Cele 4 milioane din anul acesta sper să nu ne mai creeze probleme în încheierea de convenții. Sper. De acolo, din acești 4 milioane, se vor plăti atât subvenții cât și prime. Primele sunt acordate persoanelor care se angajează, subvențiile angajatorilor care angajează aceste persoane. Dar iată cine va beneficia de acești bani. Subvenții pentru ocuparea temporară a forței de muncă în lucrări publice de interes comunitar, un număr de 500 de persoane, iar subvențiile conform legii 116, 15 persoane. Deci, în mare parte, 90, poate chiar mai mult de 90% este cam ce a fost anul trecut, dar v-am spus, n-am putut risca să trimitem un număr mai mare, că nu știam, nu aveam siguranță că vom trimite. Șomerii din mediul rural vor fi ajutați să-și deschidă o afacere prin intermediul unui proiect inițiat de ANOFM. Aceasta se numește Șansă pentru Comunitatea Rurală și a început anul trecut. Oamenii vor avea posibilitatea să urmeze cursuri de specialitate fără să scoată un ban din buzunare. Vor beneficia de acest proiect șomeri din 15 județe ale țării. În regiunea Nord-Vest, proiectul va fi implementat în Cluj și Bistrița Năsăud. A început în 22 iunie 2009 și se derulează pe durata 3 ani. Grupul țintă sunt persoanele din mediul rural, șomerii, mai bine spus, toate persoanele din mediul rural care urmează să-și deschidă, care vor să-și deschidă afacere pe cont propriu și care au o idee și vor să ajungă la o finalitate cu ea. Care sunt obiectivele? Obiectivul general este conștientizarea populației din mediul rural privind oportunitățile de demarare a unei afaceri pe cont propriu. Iar obiectivele specifice sunt furnizarea serviciilor de informare și de consiliere și formare profesională ca și suport pentru demararea acestor afaceri. În această perioadă se desfășoară cea de-a șaptă activitate a proiectului, mai precis realizarea bazei de date cu beneficiarii. Aceasta trebuie să cuprindă la nivel național 4.500 de persoane, dintre care 200 din Bistrița Năsăud. Peste 2.000 de oameni vor fi consiliați și orientați profesional. Conform rezultatelor așteptate ale proiectului, 900 de șomeri vor urma cursuri pentru deschiderea unei afaceri, iar 40 dintre ei își vor deschide un business. Vor fi mai multe activități, în sensul că primele 6 activități din proiect nu se desfășoară la nivel de județ, se desfășoară, sunt activități care preced activitățile județene. Activitățile județene încep de la activitatea numărul 7. Această activitate a început din luna decembrie 2009 și ține până în martie acest an, activitatea numărul 7 fiind realizarea bazei de date. Activitatea numărul 8 urmează după realizarea bazei de date. Asta înseamnă organizare și desfășurare ședințe de consiliere și orientare profesională, care o să fie pe durata 13 luni. Și vor primi ceva subvenții, am înțeles, oamenii? Da. Pe timpul acestor cursuri o să primească persoanele subvenții de participare la cursuri. O să se organizeze două rânduri de cursuri. În primul rând, primul modul mare de cursuri este format din 4 module mai mici, adică igiena muncii, organizare, comunicare și operare PC. Persoanele vor participa o săptămână pe lună. Deci fiecare persoană care urmează să participe la cursurile respective, o săptămână, într-o lună, o să vină să realizeze modulele respective și vor primi bani pentru faptul că vin. E un lucru. În județul nostru se ocupă de acest proiect o persoană delegată de la București. Practica JOFM va facilita legătura acestei persoane cu primăriile din județ și va pune la dispoziție sălile pentru desfășurarea cursurilor. Primarul municipiului Bistrița împlinește astăzi 57 de ani. Îi urăm și noi la mulți ani. Continuăm știrile.